Beneficiarea unei pensii de invaliditate, nu, eu am citit acea lege 448 pe 2006, în care este stipulat clar că ai dreptul de gratuitate în ce privește la recuperare într-o stațiune balneoclimaterică. Corect, aveți dreptate, dar în lege scrie în felul următor, că dumneavoastră sau orice cetățean cu grad de handicap beneficiază de gratuități, virgulă, în limita fondurilor disponibile. Deci legiuitorul a fost atât de inteligent încât a băgat... Deci, de exemplu, pe legea pensiilor se spune că și pensionarii au dreptul la gratuități în stațiunile balneoclimaterice. Și în fiecare an se dă un contingent. De exemplu, anul trecut a fost 60.000 de bilete la 6 milioane de pensionari. Și aici e o nedreptate socială. Ori dai la toți, ori nu dai la niciunul. Că nu e corect, că toți pensionarii sunt pensionari. Nu există pensionari mai pensionari decât pensionarii. Asta e 1%. 1%, cum la fel nu sunt handicapați mai handicapați decât handicapații. Toți sunt la fel până la urmă. Sau îi invizi să linșeze noaptea la cozi. Exact. Dar acum legiuitorul pune câte o virgulă și spune în limita fondurilor disponibile și fondurile se termină la 1 ianuarie. Când te duci să-ți depui dosar, dom'le, nu mai sunt bani. E în regulă și cu legea aia, pentru că dacă tot vrei să faci protecție socială, ori o faci până la capăt, ori nu o faci deloc. Deci amăgelile astea pe care le-am făcut tot timpul sunt în regulă. Și atunci trebuie stabilit clar. Dom'le, avem un număr de atâția... Și oricum au un pretext plauzibil, nu? Acum ce se întâmplă? Ținând cont de recesiune... Ținând cont de recesiune, se vor tăia fondurile mai al dracu și de la handicapa și de peste tot. Deci, de undeva guvernul ăsta și următorul guvern va trebui să ia bani. Și vă dați seama că nu o să-și ia de la ei, de la pensiile lor și de la mașinile lor luxoase, tot de la handicapați o să ia banii. Nu o să mai fie niciun bilet de tratament, nu o să mai aibă pensionarii niciun bilet, cu totul că acum în campanie le promite la toți și marea și sarea. Și eu o să fac o selecție de promisiuni din campania electorală care să le discutăm în fiecare lună. Sigur că, dar în venirea domnului... Să vedem cum o să reușească... șef al Camerei Deputaților, domnul Prigoană, care va avea întâlnire în emisiunea noastră. Săptămâna miercurea. L-am să mă întâlnesc cu... Săptămână de săptămână. La revedere! La revedere! Sărămâna. Încă un telefon. Alo! Alo, sărămâna! Bună seara, domnule. Sărămâna! Sunt din Onești, mă numesc Cuciulățean Maria și am scleroză în plăci. Am gradul 1 grav. Da? Deci, da, gradul 1 grav. Cu un soțitor? Cu un soțitor, că nu mă pot deplasa. Da. Acum, momentan, sunt cu mâna ruptă, că am căzut în casă, vă dați seama, nu pot ieși afară, nu nimic. Sunt programată la Comisia de Expertiză Medicală anual. În ianuarie trebuie să merg, vă dați seama, la Bacău. Și îmi este foarte greu să mă deplasez, pentru că sunt și destul de bătrână, am 55 de ani și nu pot să merg, decât numai cu scaunul pe rotile. Da. Mama a murit, Dumnezeu să odinească, acum câteva luni, că ea era totul pentru mine, să nu mai cu tata. Și n-am pe nimeni. Și mi-este foarte greu. Cum aș putea să fac ca să mi se dea definitiv gradul acela? Noi să am nu cerut... mă deplasez de atâta... în fiecare an, pentru că și cât... Eu am cerut cu doamna Luminița Gheorghiu imperativ în Parlamentul României să se stabilească o listă de grade de handicap pentru handicap permanent. Și am reușit la un moment dat pentru handicapații locomotori, la care lipsește un picior sau două picioare, să li se dea gradul de handicap definitiv. Noi am cerut imperativ și pe gradul 1 să se dea cu un soțitor handicap definitiv, să nu mai fie necesară prezența la comisie și comisiile, dacă au cumva o temere că cineva îi prostește sau îi păcălesc, să meargă comisiile acasă la cetățenii cu grad de handicap. Și asta e una dintre legile care urmează să le promovez în Parlamentul României pentru declararea handicapului permanent. Da. Eu sper ca să se întâmple anul viitor, în primăvară, să se rezolve problema asta. Acum, dumneavoastră, mai aveți o posibilitate să cereți în scris comisiei cel puțin să vă reprogrameze pentru vară. Deci în ianuarie chiar e complicat. În ianuarie s-ar putea oare să mi se dea definitiv? Asta aș vrea să vă Eu cred că o să vi se dea definitiv. Că e boală nevindecabilă. Deci dacă boala e nevindecabilă și nu există tratament... Și deja de 15 ani o am. Deci vă dați seama. Da, doamnă, noi pentru asta ne-am zbătut în Parlamentul României că pe undeva
Eu am înțeles că legiuitorul dorește să ne vadă în fiecare an la față ca să dăm bună ziua pe acolo. Și e în regulă ca oameni fără un picior, fără două picioare, fără o mână, fără ochi să se ducă acolo, pentru că nu s-a inventat transplantul de picior. Picioarele nu cresc și sunt boli incurabile care nu se vindecă, încă nu există tratament. Și am spus, bolile pentru care nu există tratament în momentul de față. Membrele lipsă să intre în grad de handicap permanent. Am reușit, dar numai pe partea de locomotor. Da. Cu gălăgie și cu mare scandal. Am înțeles. Eu sper că dacă ajung în Parlamentul României să avem o listă... Păi, să sperăm că o să ajung. Dacă o să ajung, vă spun, pe partea asta cu handicapații, vreau să schimb inclusiv legislația în sensul în care comisia să se deplaseze acasă la persoanele cu handicap. Domnul Prigoană are ca primă urgență aducerea la limite de omenie a regulilor și legilor pentru năpăstuiții aceștia de soartă, nedrept, oamenii cu handicap, și dânsul, ajungând în Parlament, va pune în mișcare imediat tot felul de propuneri să se facă nițică ordine, că e culmea cinismului. Ce pensie aveți, doamnă? Ce pensie aveți? 4.860.000. Cu tot cu un soțitor? Cu un soțitor, nu, soțitorul e 5.400.000, deci da. Până în 10 milioane în total cu un soțitor. Da. Iar mai fi, deci vă dați seama. Deci eu vreau ca pentru stabilirea gradului de handicap să se deplaseze comisia acasă la... Da, ar fi foarte bine să vină să vadă, că atunci ar fi... Păi nu, că cu ocazia venitului acasă poate să facă și anchetele sociale, că sunt foarte mulți, sunt foarte multe persoane care au grad de handicap permanent. Eu cunosc persoane cu grad de handicap permanent care n-au nicio treabă cu handicapul. Tocmai, că și eu cunosc. Nu au niciun fel de treabă cu handicapul. Da. Asta e. Și de asta am cerut imperativ să nu mai vină la comisie, că e o șmecherică cu venitul la comisie. Să meargă comisia acasă, la domiciliu, trecut în documente. Face programare comisia, 20 pe zi, că nu e mare șmecherie să mergi până acasă comisia la cineva, să-l vezi că e acolo fără picior, i-ai pus stampila pe hârtie, i-ai dat pe loc hârtia și cu asta basta. Dar oamenii s-au obișnuit comisia să fie o chestie așa, unde să stă la o masă, să bea cafea și niște unii vin cu porculesă și să plimbă pe acolo. Știți că spunea emisiunea trecută că i s-a pus în vedere că dacă am nu dă, nu are. Am auzit. Ei, nu se poate așa ceva. Oamenii ăia din comisie plătesc... Să te umilească. Da, doamne, da. Dar noi, eu cred că noi suntem băia tâmpiți. Că ar trebui într-o zi să mergeți, dar pune masa în cap la aia la comisie. Dar, domnul Prigoană, da, în final eu ce-am înțeles? Deci în ianuarie, când o să merg acolo, o să atașez în dosar și o cerere în care să cer... Să mi se acorde, dacă se poate, permanent gradul, pentru că nu pot să mă... Nu o să vi se acorde gradul permanent de handicap, deci încadrare în gradul 1 cu însoțitor, pentru că nu e trecut în lege. Trebuie, în primul rând, noi să modificăm parlamentarii. Noi spun noi că parcă aș fi parlamentar, dar o să fiu. Dacă nu mă alege poporul, sar gardul și tot mă duc în Parlament. Trebuie să trecem o listă în lege ce înseamnă handicap definitiv. Și atunci vi se dă un certificat de handicapat permanent. Deci aveți un handicap definitiv. Și de ce vă spun? Pentru că eu cunosc bolnavi care sunt tot de scleroză multiplă cu grad definitiv. Deci ei nu mai merg la comisie niciodată. Da, li s-a dat definitiv. Mă rog, a fost, dacă au locomotor, au lipsă membre, li se dă definitiv. Nu au lipsă membre. Nu sunt așa ca bine, cum sunt eu. Da, doamnă, dau oamenii de la comisie ca să justifice existența, de ce să dea definitiv când vă poate plimba anual. Asta e. Vă mai vede și pe dumneavoastră, mai treceți dumneavoastră pe acolo, pe la ei, mai dați o bună ziua. Au și o ciorchină la ușă acolo de nenorociți. Exact, așa este, să știu. Da, da, și ei să simt bine așa în nemernicia lor. Eu nu pot să înțeleg pe oamenii ăștia cât pot să fie de cinici și de meschini. Eu doamna, vă mulțumesc frumos. Da, eu vă mulțumesc. Eu vă promit... Mă ascultați? Da, vă ascult. Eu vă promit să reluăm subiectul cu această gravă boală neurologică. Am ascultat de câte ori ați avut. Da, și avut o să reluăm și curaj ca să fie măcar frânată evoluția bolii, măcar încetinită, ceea ce tot ar fi un pas important. Bine, sănătate! Mulțumesc! Să rămâne o zi frumoasă! Mulțumesc mult! La revedere! O să fie puțină publicitate și revenim.